Un soi de plăcintă, de fapt, bucățică de plăcintă, după ce se bagă la congelat, așa cu cadea, se pune într-un nou bătut, cum, iarăși ăla cu mirodenii, și se prăjește așa. Și se mănâncă cu tzatziki, castraveți, cu smântână și cu iaurt, și iarăși ăsta cu mirodenii. Deci o salată de brânză cu ulei de măsline și nu știu ce. Și celebra musaca, această musaca e făcută tot cu mușchi de vițel tocat, nu folosim decât lucruri foarte fine, cartofi la baza ei, pormă un strat de carne tocată, care și asta a fost amestecată cu mirodenii și, în fine, acum încep să salivez, călită și pormă două straturi de vinete și roșiile de rigoare.